Salutare tuturor, eu sunt Amede și în episodul de astăzi de pe Metin2ro Server Polyphemus o să începem cu prezentarea shop-ului care este aproape gol. Adică aseară când l-am pus arăta cam așa. Asta înseamnă că am vândut cam toți biscuiții, cele două vouchere pe care le pusesem la 2.1 și 15. Nu mă așteptam să le dau sincer pentru că mai erau foarte, foarte multe vouchere la 2.1 în față. Dar nici n-am verificat pe sticlă să văd care era prețul actual. Sper totuși să se fi scumpit mai mult pentru că mai avem multe vouchere. Și da, haideți să refacem shop-ul și să vedem câți bani am făcut. Am făcut 15 on cash din vânzarea de iteme și cred că este timpul să transfer niște yang pe șaman pentru a cumpăra de pe sticlă niște cărți blestemate. Deoarece am două caractere pe care am terminat misiunea biologului întâi, adică cea cu dinții de orc. Și mi-ar trebui niște blesteme pentru că nu prea mai am și trebuie să pun și pe acele caractere. Din ce văd pe sticlă, prețul în medie este de 2kk și jumătate, însă am găsit acest pachet cu 19 cărți la 38 și o să cumpăr acest pachet. Și am mai găsit pe prima pagină două cărți cu un cacao, o să le iau și pe acestea. Și cred că momentan o să ne ajungă, avem 21 de cărți, o să pun 10 cu 11 și momentan o să ne ajungă. Caracterul numărul 1 și caracterul numărul 2. Cam acesta este și shop-ul meu pentru astăzi. Am pus până la urmă mai multe vouchere. Prețul a explodat la ele, la modul că au ajuns la 2,20 și ceva. Și am mai pus câteva bucăți în plus. Pe lângă voucherea aia am adăugat și anticele pe care le mai aveam și upgrade-urile din DT. În mare parte, cam acestea sunt modificările aduse shop-ului. Și se poate să mai pun astăzi încă un shop separat doar cu biscuiți, pentru că de asemenea este un preț ridicat și am foarte, foarte multe jetoane. Am strâns și 40 de moneze aniversare Metin 2 și m-am uitat peste acest magazin, însă sincer nu știu care ar fi cea mai rentabilă chestie, însă o să merg pe o piatră fierar, cu toate că eu nu o să o folosesc pentru mine. O să fie disponibilă la prețul de 1 an. Dacă cineva o să vrea să pluseze ceva, nu ezita să-mi dați un mesaj. Revin în următoarea dimineață, imediat după ce am pus shop-ul și am dat toate voucherele, câteva upgrade-uri. Încă diamantele nu s-au vândut, dar nu mi-e frică de lucrul ăsta, pentru că știu sigur că o să se dea. Și am mai pus imediat lângă un shop numai cu biscuiți, din care s-au dat și de aici câțiva biscuiți. M-am întâlnit și cu Ionuf, băiatul care a câștigat schimbătoarele despre care am menționat în videoul trecut, și îmi oferă o mască de frică pe care vrea niște schimbătoare. O să-i arăt după fiecare și el o să-mi spună dacă e ok sau nu. Ok, primul bonus nu i-a plăcut, o să încerc cu al doilea. Băgăm și bonusul numărul 3. 10 foc, exact ceea ce a zis el că vrea. Deci se poate să îi placă. Sau poate vrea 15, cine știe. Las așa, ok. Bun, a zis că nu vrea și adaugă. Deci asta înseamnă că dacă el chiar nu le vrea, o să găsim pe ce o să le punem. Poate să mă uitam pe sticlă și pe pagina 7 deja voucherele se scumpesc foarte mult. Adică primele 6 pagini sunt cu 2.25 și după aceea vin cu 2.35. Și aș încerca să le țin și eu la 2.34, măcar vreo 2-3 zile, pentru că și înainte de aceste scumpiri au fost 2 ani în cap și erau vreo 10 pagini cu 2 ani. Toate s-au vândut și acum sunt și mai scumpe, deci voucherele chiar se caută. Așadar o să încerc măcar 2-3 zile și vedem, dacă nu, după aceea le ieftinim și aia este, dar merită să încercăm să le punem și noi la 2.34. Plecăm de la 43 de 1 cash în inventar,
Acestea sunt vânzările pe care le-am avut. Am ajuns la această sumă și să sperăm că o să reușim să ajungem la mai mult. Cum am zis, voucherele 2,35, anticele le-am lăsat la același preț. Biscuiții am mai scăzut puțin pentru că au pus cineva cu un iag mai ieftin. Am scăzut și la mistreți, i-am pus 2,40. Și da, revenim în ceva timp să vedem câți oameni am făcut. Am revenit după o săptămână. O săptămână în care nu am făcut prea multe chestii, am stat în mare parte pe crescut pentru că a fost event de XP și am zis să profit acum de el. Și am ajuns la suma de 80 și ceva de oni. Am 84, am mai avut încă vreo 3-4 oni în plus, însă am cumpărat mantii și aceștia sunt cei care mi-au mai rămas. Deci am făcut vânzări de 80 de oni din măruntaie, le pot spune, pentru că voucherele nu am reușit să le dau. Mereu am tras mai mult la ele, nu le-am pus primele pe piață și alții au pus mai ieftine și așa mai departe, deci nu am vândut cine știe ce. Însă upgrade-urile s-au vândut ca de fiecare dată în toate cantitățile. De asemenea am vândut și alchimia, diamantele pe care le-am cumpărat cu un on, acele antice, am cumpărat 12 bucăți parcă și le-am dat cu un on 30. Deci am făcut acești oni și o să investesc în alchimie, o să termin roata pe războinic. Dar o să vreau să mai fac un anunț și după aceea o să revenim cu un alt episod în care o să punem și alchimia. Primul anunț pe care l-am de făcut este acela că am terminat 9 caractere de nivel 75. Asta înseamnă că am niște schimbă pe care eu personal nu le folosesc, la fel și adaugă, și le-am de vânzare, deci dacă este cineva interesant de schimbă și adaugă cu B, putem face un preț în funcție de cantitate. Și o să fac foarte, foarte multe, pentru că și la nivel 90 pică în cufărul ucenic și o să am câte 20 pentru fiecare caracter, deci o să am suficient de multe încât să ajungă pentru toată lumea. Și cel de-al doilea anunț pe care l-am de făcut, ofer aceste iteme pe care le-am dropat în SD3 sau care mi-au mai rămas de pe shop. Aș vrea să le ofer cuiva care este la început, care vrea să se apuce pe serverul Polyphemus, care poate nu are o sursă de venit la level mic și care ar vrea un start. Itemele nu sunt cine știe ce din punct de vedere al valorii, dar sunt niște iteme care poate ar aduce câțiva oni, nu am idee de prețul lor. Și pentru un începător eu zic că sunt binevenite. Acum fiecare are dreptul să participe sau să nu. Tot ceea ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu cu vreau ajutorul de început și numele de pe joc, urmând că eu o să vi le pun la poștă. În funcție de numărul de persoane care o să fie, o să vedem cum le împărțim. Dacă o să fie o singură persoană, nu știu, în decurs de o săptămână o să le dau unei singure persoane. Dacă o să fie mai multe persoane, o să împart, nu știu, câte 2-3 la fiecare ca să ajungă la toată lumea. Bun, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, eu am fost Amedea și sper să ne reauzim cu bine data viitoare. Salut!